Drumarii continuă activitatea de îndepărtare a zăpezii de pe DN67C pe sectorul închis circulației rutiere dintre Rânca și Obârșia Lotrului. Lucrătorii DRDP Craiova acționează cu o autofreză dinspre Obârșia Lotrului și alta dinspre Rânca, dar și cu două încărcătoare frontale și un utilaj cu lamă și material antiderapant. După îndepărtarea zăpezii se vor înlocui indicatoarele și parapetele deteriorate, astfel încât circulația rutieră să se desfășoare în condiții normale. Continuăm pe DN67C lucrurile de îndepărtare a zăpezii de pe partea carosabilă și pregătim deschiderea drumului. În acest moment lucrăm cu două autofreze de mare capacitate, una lucrează pe sectorul dinspre Obârșia Lotului, una dinspre Rânca, două încărcătoare frontale de mare capacitate și un utilaj cu răspânditor de material antiderapant care acționează cu sare pentru a topi gheața care se formează pe timpul nopții. Rugăm participanții la trafic să nu încerce să intre pe acest sector de drum pentru că pe timpul nopții se formează gheață pe partea carosabilă și riscurile de evenimente rutiere nedorite sunt foarte, foarte mari.